Dinu, Giugan zici la CFR, fostul fotbalist al Ciorda Botoșan, care e sub contract cu Sochi. Mă rog, a fost sub contract cu Sochi, locul 3 din A trecut pe acolo, Rusia. Că n-a jucat. A trecut pe acolo. Nu, cred că are 10-12 meciuri, ceva de genul ăsta. Titular? Titular. Intra pe parcurs. Bun, eu dacă aș fi suportul CFR-ului, aș fi nemulțumit de deciziile de care le-a patronat acolo. CFR-ul își dorește și poate merită să facă un pas către alt nivel al performanței și în momentul când aduci jucătorii, vrei să întărești lotul cu jucători de la Hermannstadt, cu jucători care au trecut pe la Botoșani și care n-au fost acolo, nu au fost echipe care să bată la locul 1, 2, 3, au fost echipe care s-au luptat multe ani la retrogradare. Botoșani nu a reușit de un an, doi să prindă play-off-ul. Să aduci jucători de acest nivel, parcă financiar lucrurile nu sunt cum mi-aș dori ca suportă, repet. Pentru că aștept să aducă jucători peste ce am acum. Pentru că Dugancic în clipa de față nu este nici peste Omrani, nici peste Alibek, nici peste Deberiuch. Pentru că ei sunt acolo angrenați în joc, în colectiv, în jocul echipei, vine Dugancic din afară. O să fie destul de greu să acomodeze cu echipa, cu orașul, cu atmosfera de acolo, da? Deci eu mă așteptam ca CFR-ul să aducă 2-3 jucători în ultima perioadă sau de acum înainte jucători peste ce au ei aici. Și atunci, într-adevăr, CFR-ul poate fi... că nu e peste. Păi eu spun că nu e peste, nu. Deci e un pariu să vedem dacă confirmă sau nu. Poate să confirme, să dea un gol, două, să fie mulțumiți, că așa s-a mai salvat de câteva ori aparențele de Beliu. Păi mai în 2020 la Botoșani a dat 10 goluri în 18 meciuri, că de-aia și prin transferul. Păi și... Haideți că nu puțin... Cu tot respectul... Și că vor să-i dea 20.000 de euro. E bine. Înseamnă că au bani foarte mult și... Eu spun pare că, un salariu foarte eu mare. Eu spun că este transferul care le fac ei, le fac doar pentru campionatul intern, pe părerea mea. Tot ce au dus până acum, au dus numai pentru a performa pe plan național. În Europa, când ies, ai văzut știu, s-a întâmplat în grupe. Acum, ultima dată. Deci nu văd șanse mari ca anul viitor CFR-ul să facă o figură frumoasă în cupe europene și aici mă refer la calificarea cel puțin în grupe și ieșirea din grupe către un tur două în primăvară. Nu știu ce se întâmplă și acolo, dar probabil că așa. Mai întreabă cineva, tot pentru dumneavoastră, la CFR când erau Mureșan și Pașcani la conducere era mai bine la club și acum e bine? Nu înțeleg întrebarea. Adică când era mai bine, probabil, că asta e întrebarea, cu Pașcani și cu Mureșan sau acum cu Varga și cu toți președinții? Sunt două modalități, de două grupuri de oameni care au condus Cluj, echipa total diferite. Deci Pașcani era un alt tip de om de afaceri față de Neluțu Varga, nu mă refer la partea financiară, mă refer la modul în care conduceau. Pașcani este creatorul acestei echipe, inclusiv creatorul, eu știu, brandul ăsta. A făcut și un stadion acolo, proprietatea clubului, acest stadion, nu este proprietatea municipalității. Deci el a construit echipa asta. Sigur, a fost o echipă care și atunci și acum au profitat de un sistem relațional foarte bine pus la punct. Adică toată lumea din Cluj s-a implicat, cei cu forță mă refer, și la nivel național, numai cu forță locală, s-au implicat să ajute această echipă să facă din Cluj un oraș de referință al României și în plan sportiv. Dovadă că au cea mai singura sală de sport performantă în acest moment din țară, unde se pot juca competiții europene, unde lucrurile acolo se așează pentru oraș în primul rând. Și sunt două povești diferite total. Bun, mergem să vedem ce spune Mario Camora, capitanul CFR-ului, după care revenim să comentăm. Suntem pe pole position, suntem pe primul loc, avem o distanță bună, mai vrem să mărim, avem deja, trebuie să ne pregătim bine, că avem deja un primul meci foarte important cu FCSB, pe care știm că dacă câștigăm, mărim distanțe, asta e obiectivul nostru, mergem cu gândul ăsta la pregătire. Ai atâta experiență, dacă veți câștiga cu FCSB, se cam spune că s-a jucat titlul? E greu de spus asta, dar eu zic că ce am văzut noi de când e așa cu play-off, eu zic că e șansă foarte, foarte, foarte mare, zicem așa, că e o distanță mare, tot echipa, eu am spus tot timpul în play-off, tot echipa o să pierde puntele, așa că eu zic că dacă câștigăm acolo avem șansă foarte, 90, eu zic 90%, să zic așa, o să suntem candidați la titlu. Bucuros că Mister n-a acceptat să meargă la Națională și a rămas cu voi? Da, foarte bucuros. Am vorbit și cu Mister atunci după ultimul meci. Am avut și niște întâlniri cu cineva de conduceri pe care am rugat să măcar să facem un efort, să rămână la noi, că e important pentru club, au făcut o performanță și eu zic că putem face performanță în continuare cu el, că
să ajungem mai departe în Europa League. Cum te simți tu? Ca la 20 de ani? Ca la 20 de ani. Ca regulă under 21, nu? Zicem așa. Nu, mă simt bine. A fost mult meci în picioarele, așa că am putut să mă relaxez un pic și ne bucurăm de viață, că trebuie și asta. Pentru asta muncim toți, să ne bucurăm de viață. Cum vezi grupa pentru Nations League cu Finlanda? Echilibrat, e un grup echilibrat. Nu mai o să fie meci foarte ușor, eu zic că o să fie un grup foarte echilibrat, dar trebuie să jucăm șansa noastră, că deja vorbim, dar trebuie să și noi să facem mai mult. Da, am revenit. Domnul Dinu, Hagi încearcă să facă pe Ali Bek la Farul Constanța. Ce părere aveți? Pleacă de la CFR? Nu știu, v-am zis că încearcă Hagi să-l aducă. El n-a jucat doar la Konyaspor, unde a fost, Ali Bek? Vă referiți să n-aibă două echipe, nu? Păi nu, dar poate să-l aducă din vară. Care e problema? Din vară? Oricum știți că Petrescu nu prea vrea să mai audă de Denis Ali Bek. Dacă nu vrea să audă, înseamnă că-i dea drumul, pentru că probabil că și financiar CFR-ul face un efort destul de mare ca să-l plătească și... Pare mi se că 15.000 pe lună are. 15.000, un jucător care are 15.000 pe lună și care joacă... Mă rog, a fost accidentat acum, are o scuză și el, care joacă 10 minute, 20 minute pe meci și marchează o dată la 3-4 etape. Nu cred că este... Aparține de Kayseri, într-adevăr. Da, e jucătorul lui Kayseri el și nu știu dacă o să ia drumul Kayseri fără pretenție la Gică Hagi, și Gică Hagi nu prea cumpără jucători. Adică nu cumpără mai deloc. Pe de altă parte, la cum gândește Hagi, mă gândesc că ar putea fi interesant Ali Bek pentru el, doar în ideea în care ar rămâne liber, să-l recondiționeze, cum se spune, și să-l vândă pe o sumă în care să scoată ceva. Știți că am mai făcut așa cu Kitsu. Nu știu dacă la Denis stare o sănătate, mă refer la partea musculară, da. Mă refer aici. Eu știu, e fragil. Dacă mai poate fi așa interesant pentru cluburi cât de cât cu putere financiară. Păi da, dar pentru Hagi mă gândesc că și un 500.000 de euro dacă e pe un jucător ca Ali Bek. Păi da, dar înseamnă că te să-l vândă pe Betanc, pe cum îl cheamă, pe Hefte. Să-l vândă pe el, că dacă vine și Ali Bek, cine joacă? Poate are ceva pentru Hefte, că s-a descurcat foarte bine. Da, da. Ar fi o... Dacă ar avea ceva, te-ai dat acum, imediat, pentru că nu poți să știi ce urmează. Ce se întâmplă? Trebuie cineva ce părere aveți de Alexandru Ișfan la CFR, cel de la Pitești. Un stângaci bun, cu o tehnică bună, 21 de ani, lovește un șut bun, forță bună a șutului. Nu știu dacă va putea juca într-o echipă ca CFR-ul deocamdată. Scria ProSport astăzi despre faptul că dacă ea și-l lasă acolo încă până în vară, ar fi un câștig pentru ei. Varga spunea că a blocat pentru moment afacerea. Exact asta a spus, domnule, îl aducem ca să ce? Că îl trimitem la echipa a doua, că n-are unde să joace acum în momentul de față. Să-l lasă la Pitești. Asta ar fi o variantă. Ar fi mulțumit și Argeșul să ia niște bani acum pe el, să joace la ei în continuare, corect, să-și facă treaba ei, să prindă play-off-ul ca asta vor acum. Și ar fi foarte bine pentru jucător. Și dacă nici în vară nu au nevoie de el, mai lasă 6 luni. Dar au cel puțin un lot de jucători care, da, Ișfan poate fi în viitor, dar e un stângaș bun, e un jucător complet. Eu zic că nu e departe de Miculescu de la UTA. Da? Nu este la diferență foarte mare. Puștii rapidului. Miculescu a crescut, a și marcat, asta l-a ajutat.